Saltător și bine v-am regăsit la un nou vlog. Un nou vlog cu animalele după habar n-am cât timp de pauză de inactivitate. Am vrut să filmez acum două zile, adică miercuri, dar atunci când am pornit filmarea, ajungeți până la minutul 5, a început ploaia și după aia am plecat și eu de aici, de acasă și n-am mai apucat să filmez. Ieri n-am fost aici toată ziua, am venit seara, n-am avut cum să filmez. De-abia acum s-au mai întâmplat mici, mititele lucruri, nu cine știe ce. La rațe a scos rața aceea maro, când o să o oară și pe ea, numai să o văd că nu-i pe aici. Vă explic mai multe. Câinii-s bine, bucuroși că mă văd. Cred că le dau drumul afară, dar nu o să le dau acum, că n-am cheful necesar să fug după ei și o să vină din nou ploaia. A plouat acum de dimineață puțin așa și de-aia n-am filmat mai repede. Da, aici la pui, veșnica lor poftă de mâncare, le-am dat acolo niște iarbă, ultima pe care o mai am, că n-am mai tăiat și n-am mai adunat. Ei vor să le dau prostie de asta, mâncare, dar nu acum, le dau mai târziu, de seară, adică. Acum o să se mulțumească cu iarba asta. Aici rața asta cu boboci ăștia e bine. N-a murit niciun boboc. Ăla de mută, îl vedeți acolo, nu mai face așa cu capul. Dar tot îmi pare că e un pic prostuț, spre deosebire de ceilalți trei de mută. Na, da, e bine, e aici, nu a murit, mă rog. Nu știu ce o să fac cu rața asta, că îmi ocupă spațiu ăsta. Aici aș cam băga altceva, nu acum, puțin mai târziu, dar tot o să trebuiască să o mut și nu prea am unde, așa să-mi fie la îndemână. Aș putea să o mut în partea cealaltă, dar acolo e urât, trebuie să mut toate prostiile, apă, mâncare să-mi pun acolo, da. Cloșca asta cu piticăniile ei e bine, au mai murit vreo 2-3, da, nu știu ce au avut. Din păcate, 2 au fost colorați și am rămas cu mulți negri. Mi-e urât de puii negri de mor, nu știu. În loc să am și o culoare frumoasă, e tot negri. Adică uitați-vă și la mama lor, e neagră completă, atâta care culoarea neagră. Doamne, culoare neagră, barbă, atât, și creasta bătută. În rest, n-are nimic special, da. Minute mai târziu, revenind, deci am rămas la cloșca aia, v-am arătat-o, cu puiuții, aici ați bobocii, după ce le-a dat de băut și de băcat. Le-am dat lor ultima verdeață, până de seară, alta nu mai am. Am apucat să dau lor, la pui ăia, la alții, la porci. Din păcate, pui ăștia n-au primit. Pui ăștia, cred că cei mai cei pentru verdeață. Când mă văd că mă duc acolo, toți sunt acolo pe lemnul ăla și se uită după mine. Da, nu mănâncă decât frunzișul, adică uitați ce e aici. Trebuie măturat și așa mai departe.
Și m-a întrebat cineva dacă toți de ăștia de aici sunt golași. Ei bine, da, sunt toți golași. Am mai spus asta când i-am luat. Toți 24 sunt golași. Dar nu sunt cine știe ce specialități, că majoritatea, ce majoritatea, aproape toți sunt roșii. Latră câinele și nu știu de ce și pe cine. Pe ăștia. De la un timp atâta latră de mult, dar de fiecare dată când ieșim nu vedem pe nimeni. Eventual niște pisici străine, dar asta nu e cine știe ce, numai el latră, așa, de nebun. Porcii, cum vă ziceam, le-am dat lor ultima porție, adică penultima porție de verdeață. Câți nervi mi-au creat porcii ăștia mie alaltăieri. Dacă erau animale mai mici, sigur nu scăpau cu viață din acea experiență. Ca să vă faceți o idee, i-a scăpat afară și de-abia am putut să-i bag după o oră de lupte în care m-a chinuit să-i bag. Aici nu mai e cloșca, cea neagră. O, dacă ar fi să o, nu știu, să o notez, ar fi o cloșcă dezastroasă. Cum ziceam, nu a scos nimic. Ca să fiu așa mai direct, nu a scos decât atunci când v-am zis un pui pe care când am vrut să-l iau nu l-am mai găsit. Și am mai scos doi pui negri care au trăit. I-am pus în casă lângă alți trei pui mari pe care i-am primit de la un chimio. După aia au murit acolo în casă doi dintre aia și unul pitic. Și ultimul pui rămas de la unchiul meu și unul pitic de ăla l-am pus la cloșca asta, dar piticul a murit și puiul ăla a mai trăit o zi și a murit și el. Îmi dăduse unchiul meu trei pui de găină, că și la el m-a zis că a pus o curcă pe ouă de găină, dar el a uitat când trebuie să-i scoată și când s-a dus să-i pună de mâncare s-a uitat să bea. Toți puii erau morți, nu știu, 20 ceva de pui cred că a avut, nu știu sigur, dar a avut mulți oricum, mi-a zis, toți erau morți. A reușit mătușa mea să salveze 4, dar al 4-lea a murit și atunci pe aia las 3 mi-au adus mie, că el n-avea ce să facă cu ei, dar nici la mine n-au trăit, na, păcat de ei. Dacă observați o pierdere, nu mai îl am pe prietenul meu, din păcate, prietenul meu s-a dus de-a binelea, îmi părea rău de el, el e simbolul canalului, nu știu care ați observat că mi-a schimbat poza de profil la canal, nu se vede atât de bine, dar o să fac un videoclip special, o editare scurtă. Nu știu, când mai strâng niște poze, că n-are rost să le fac într-un singur videoclip sau într-o singură zi 100 de poze și să le pun acolo. Vreau să strâng multe poze, așa, 20-30. Prea mult, că îmi ocupă și mie spațiu de memorie, dar aproximativ, și să fac o editare scurtă pentru cei 900 de abonați pe care am, dar mi-am schimbat momentan numai poza de profil și acolo e deja pentru mine tradiționalul meu ecran roșu, scrie numele canalului, vloguri cu animale și 900 de abonați, și jos acolo în un colț era Cocoșu, prietenul meu. Anul trecut și ce anul trecut până mi-a schimbat poza, a fost o găină neagră, dar pe care nu mai am de mult. Și acum l-am pus pe el, din motive evidente, dar, din păcate, el s-a dus. Da. Și ziceam de rața Maro. Ei bine, rața Maro a scos când marți a început să scoată și miercuri a terminat. A scos 13 boboci, deci asta e rața Maro, a scos 13 boboci, dar niciunul nu era Maro sau ciocolatiu, mă rog, tot aia.
maro ciocolatiu. De fapt, maro e ea și ciocolatiu e bobocul ăla, să zicem, nu știu. Nu era niciunul. Păi și n-aveam ce face cu ei. Am zis că o să o opresc, dar dacă n-a avut niciunul maro, sincer, n-am avut ce face cu încă 13 boboci în plus și i-am dat. Și a rămas ea și acum mi s-a mai pus o rață, am pus-o cu 19 ouă în partea cealaltă și aia urmează să fie dată când o să scoată. Gândiți-vă că am pus-o alaltăieri, cred, nu mai știu sigur. Și încă mă gândesc la rața asta neagră din fața voastră. Am zis că o să o opresc. Rațele negre am vrut să le opresc pe toate, dar poate o să o dau pe asta. Că am văzut că începe să facă ouă și să văd ce mai ouă ea și poate o las să clocească cu ouăle ei și ce îi mai pun eu. Să văd, nu știu, ce dispoziție am. Pe la mine ține totul de dispoziție. Eu dacă vreau o dau, dacă nu, nu. Și dacă am o dispoziție bună, o să o dau și pe ea. Și atunci aș rămâne cu... Trebuie să vă spun că nu știu. 4 rațe bătrâne. 6 rațe ar veni să fie. Da, cred că 6. Și, deci, cu rața care s-a pus, astea două de aici, asta de acolo și aia din partea aia și cu această rață, vor veni date și ele. Cel mai, cum să zic, mai numeros an de când am rațe mute și cel mai mare an în care am făcut o epurare la ele. Practic când le dau sau le tai o epurare. Deci da, și la anul urmează să-mi opresc și mai multe rațe și mai multe o să dau. Dar mai mult de 15, 16, maxim 18 rațe și 7 rățoi n-o să-mi țin. E un număr mare, dar e perfect. Și că asta e bine, n-am murit niciun pui de la ea. V-am zis că gâștele astea nu plăcesc, dar una dintre gâște, vreau să vă arăt bibilica, dar cred că o să se sperie. Da, s-a speriat săraca. A ouat? Da, două ouă. Nu le-a ouat azi. N-a ouat azi două ouă. Deci. Hai, du-te de aici. Grozav. Gâsca. Una dintre ele. Deci uitați aici, sunt ouăle de gâscă. Ce vedeți voi e doar puținul dintre ele, că multe sunt îngropate. Da. De gâscă îngropate. Gâsca a început să stea. Nu în sensul de a croci, dar într-o noapte a dormit acolo pe cuibar. A mai stat și ziua pe cuibar. Dar ouă. Am văzut-o că ouă. Dar na, a stat pe cuibar, nu știu. Dacă... Dacă oua dimineața, nu știu ce rost mai avea să stea toată ziua pe cuibar și într-o noapte a lăsat-o să doarmă acolo și a dormit pe cuibar. M-am dus la 12 noaptea să văd ele și ea era pe cuibar. Gâsca aia ultima. Iară fac astea scandale aici. Ce fain am prins pe astea maro. Pentru aia care nu știu, rățoiul ăla și cu rața aia au fost pereche împreună cu mai o rață care din păcate a sfârșit de mult. Au fost o familie de 2 plus 1, le-am luat în martie 2021. Uh,
ca să am și o boboș ciocolatii, dar din păcate eu prea am avut noroc. Da. Eu tot încerc să obțin toate culorile de rațe mute, dar sincer să vă spun, nu prea știu câte există. Nici nu m-am interesat. Oricum există multe pe care eu nu le am. Ce vorbesc? O grămadă. Este ceva rațe mute. A văzut, dar scupe rău de tot. Smarald, sau cum Dumnezeu le zice. Adică zice rațe bute puțin mai măricele, mai grele, negre complet, asemănătoare cu rațele Cayuga, atât dacă sunt mute. Alea sunt foarte scumpe, ce am văzut eu așa pe net. Neagră complet nu am reușit să fac până acum niciodată. Cel mai aproape am fost anul trecut și anul ăsta. Anul trecut am fost cel mai aproape prin rața asta. Are mult alb, dar comparativ cu rățoiul ce e închis acolo și cu rața bătrână ce clocește în pare de aia, alaltă e un progres. Și anul ăsta cu rața aia din spatele la rățoi are și mai mult negru. Da, e mai complicat cu culorile. Există, cred că, multe. Știu că există rațe mute Isabel, de alea eram la un pas să-mi cumpăr, dar nu mi-a mai luat. Nu știu, mai știu sigur un motiv. Rața asta trebuie să scoată acuși. Nu știu să vă zic o dată, dar săptămâna asta sau viitoare, asta ar trebui să cam scoată. Asta pentru mine ar trebui să fi fost ultima mea zi de școală, dar din cauza acestei greve sunt țintuit aici acasă și nu știu ce o să se întâmple. Eu sunt clasa 8-a, pentru cei care nu știu, și am și examenul ăla prostesc. Și astăzi trebuia să fie pentru mine ultima zi de școală. Dar din cauza grevei nici eu nu știu ce se va întâmpla. Deci acum nu trebuia să filmez, acum trebuia să fiu la școală, îmbrăcat frumos, printre colegi, profesori, așa mai departe, dar asta e. Că tot zicea cineva, de ce nu înțărc, adică nu de ce nu înțărc, când o să înțărc, Iezi? Ei bine, nu o să înțărc niciodată. Pentru că, două motive, trei, nu știu acum câte ori fi, dar sunt multe. Unu, nu putem mulge caprele astea două, e imposibil să le mulgi, o să încerc să vă arăt și de ce. Iezi ăștia, nu o să-i opresc, pentru că n-am ce face cu atâția și așa mai departe, deci ăștia nu o să mai rămână la mine. Nu știu acum ce se va întâmpla cu ei, dar majoritatea vor sfârși tăiați. Na, asta e adevărul. O să le opresc doar pe astea două, pe asta și pe asta, care sunt picioare aici, și pe țâca, care e singura capră care o putem mulge, o să rămână și ea și vedem ce iese din ei de alelalte. Și cu astea două capre nu știu ce să se întâmple. Nu acum, bineînțeles, că cine are chef acum să se ocupe de capre? Nimeni. Momentan așa rămân, cum le vedeți, toate, dar cu timpul vedem ce o să se mai întâmple. Deci, stai să o prind. Stai. Stai tu, nu te mai mișca. Deci, cum să mulgi așa ceva? După părerea mea, e imposibil. Dacă aș putea, dacă n-ar fugi, eu o țin cu mâna de picior, dacă n-ar fugi, v-aș arăta că e imposibil, adică uitați cât am eu degetul, e imposibil să o mulg, bunica mea nici atâta, și decât să se împietrească laptele în ele, mai bine sughez de la ele până nu mai pot. Dacă nu știați, ia da asta, că frate s-o l-am tăiat, o sub de la măsa, asta e măsa, deci asta e mama lui Iada de acolo, a sub de la măsa până anul trecut în octombrie, cred, când am un două, ori fost de-a făta. Draci ăștia cu coarnele, ta mă enervează țapul ăsta, are niște coarne așa mari și groase, pe lângă iediță, el le are groase așa, astea nu, astea-s mai cuminți.
Și i-am pus alt clopoluț ca un pic mai sunăreț. Pe ăsta n-are cum să-l piardă, sper. Nici nu-i se vede, dar l-auziți. Am vrut să-l punem deșteptul ăsta, numai că el e mai nebun și dacă are o ață amărâtă de balot legată la gât, turbează. Ce vreau să spun e că pe Costi nu poți să-l ții legat. De-aia îl ținem aici, că n-am unde să-l bag și legat nu mere să-l ținem, că se zbânzură, că e prost. Dacă vă întrebați ce am pățit aici, o experiență nefericită cu o pisică nu mai contează. Deci uitați-le pe astea cum beau. Pe țâca, dacă vă întrebați, o mulgem doar dimineața, o mulge, că eu mulg numai când nu e la casă și laptele îl dă la porci, deci nu-l consumăm foarte rar, până n-am avut porci și l-au mai băut. Dar așa, laptele de la țâca se duce la porci și laptele de la astea două se duce în iezii lor. Și ca să mai fac o recapitulare, am 3 țapi și 4 iede. Au... țapi sunt ăla cu coarne de acolo, cu coada ridicată, ăsta și unul dintre astea două, ăștia doi de aici, cred că ăsta, că iedița parcă avea o pată maro. Hai să vă arăt, și pe aia închei și vlogul ăsta, are o pată maro sau avea când era mai micuță ieduța asta, dacă ieduța. Stai. Da, are, deci are o pată maro. Așa, bun. Deci cam atât a fost și cu acest vlog. Nu știu când o să mai filmez, că dacă începe școala de săptămâna viitoare, o să o cam iau pe tradiționalul meu postat o dată pe lună. Mai ales că acum vine și examenul, dacă se mai dă la data stabilită, 19 iunie și 21 la mate. Da, bun. Deci cam atât a fost și cu acest vlog, nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!